Salutări tuturor, bine v-am găsit la Fotbal Show. Rapid câștigă cu 2-0 în această seară și trece pe locul 3 în Liga 1 la 9 puncte distanță de liderul Farul. O victorie obținută destul de greu, deși Rapid a jucat cu un om în plus după ce Căpuș a fost eliminat în prima repriză. Un penalti acordat de Chivulete, arbitrul practic despre care se discută cel mai mult în această perioadă în Liga 1, dictează un penalti pentru Rapid. Rapid deschide scorul și face apoi 2-0 cu un autogol al lui Boldor. Revine Rapid la victorii după două meciuri în care nu câștigase. Discutăm despre ce s-a întâmplat în Giulești. O să avem reacții imediat de acolo. Discutăm aici în studio alături de Viorel Moldovan și Florin Răduciu, pe care îi salut din nou. Bună seara, domnilor! Bună seara! Vino scurt înainte, pentru că o să fie imediat reacții. Cum ți s-a părut meciul? Da, Rapid a fost destul de complicat pentru ei să câștige jocul. Au jucat în superioritate numerică, ok, o repriză, pentru că la pauză, Căpuș înainte de pauză primește cartonaș și al doilea galben și este eliminat. Și au creat în prima repriză câteva ocazii destul de bune, dar parcă nu au avut claritate în la finalizare și în a dezvolta mai bine atacurile. Oricum, a doua repriză, Mutu face două schimbări care, din punctul meu de vedere, decid soarta meciului. Intră Pănoiu în locul lui Sefer și Papă în locul lui Ioniță, minutul 58, care își pun amprenta asupra jocului. Rapid profită și de superioritatea numerică, pune în dificultate mult mai mult apărarea celor de la Chindia și până la urmă, într-adevăr, așa cum spuneai tu, obțin un penalti discutabil din punctul meu de vedere la Dugangici. Nu știu dacă a fost 100% sau se dă acel penalti. Oricum o să vedem acea fază și o să o analizăm. Deschid scorul, parcă se eliberează puțin de această presiune și parcă încep să creeze mult mai bine și să mai marcheze încă o dată. De data aceasta un autogol al lui Boldor. Se face 2-0 într-un timp foarte scurt, practic în minutele 66 și 68 Rapid tranșează meciul. Un meci destul de complicat. Chindia a avut și ea situații, putea să se termine foarte bine un 2-1, chiar și un 2-2. Au fost destul de multe erori în defensiva Chindiei, mai ales în prima repriză, când vedem și aici o imagine, Căbuț la o degajare, mingea lovește pe Ioniță, care face pressing și până la urmă, da, până la urmă totul se termină cu bine pentru portarul Chindiei, dar tot Căbuț a avut niște intervenții extraordinare și cred că poate fi considerat omul jocului, pentru că a intervenit extraordinar și în a doua repriză și în prima la câteva acțiuni. Aici din nou centrare excelentă în fața porții, Albu nu ajunge la această minge să o întrucă în poartă. Situația au fost și au creat foarte multe ocazii Rapid. La un moment dat era destul de greu să crezi că vor reuși să scrie, chiar dacă era o superioritate numerică. Chindia s-a apărat destul de bine, ok, au suferit după eliminarea lui Căpușă. Pe faza de atac au propus mult mai puțin, au fost limitați în exprimare, dar totuși au avut pe finalul jocului prin Popa două ocazii foarte mari. Puteau face 2-1 acolo, era 2-0, dar până la urmă, per total, victoria este meritată pentru Rapid. Pentru Rapid. Radu. Da, într-adevăr, este o expresie în engleză, dacă nu greșesc, se numește self-defeating. Așa. Adică, practic, pe părerea mea, într-adevăr a fost un meci foarte complicat pentru Rapid, dar cred că este mai mult, să zic așa, au câștigat prin aceste trei mari greșeli pe care le-au făcut, după părerea mea, această eliminare care a fost, a rupt echilibrul meciului, evident, al lui Căpușă, într-un mod foarte neresponsabil, după părerea mea, pentru că nu poți să fii cu câteva secunde înainte de a se termina prima repriză să iei al doilea cartonaș roșu, știind că ai deja al doilea galben. Da. După care, într-adevăr, acest penalti, care e adevărat discutabil, aici e de discutat, într-adevăr, și acest autogol. Deci, practic, Rapidul e adevărat. O echipă care a avut mai multă posesie a mingii, a vrut să înscrie clar, a avut mai mult inițiativa, dar și, repet, și cei de la Chindia au avut câteva ocazii, mai ales prin Cooper, dacă nu greșesc, în minutul 26,
și au mai fost câteva faze. Deci, dar e adevărat, cred că Rapid cu minim efort a obținut aceste trei puncte, care într-adevăr le îi ține acolo unde ei doresc, într-adevăr pe locul 3, sunt puncte importante, dar una peste alta, jocul Rapidului nu m-a impresionat, pentru că trebuia să dea, adică au câștigat prin două faze destul de un autogol și e prea puțin pentru o echipă care și un e adevărat un penalti discutabil, e prea puțin pentru o echipă care dorește în momentul de față să câștige campionatul. Bun, hai să vedem, o să vedem faza penaltiului, că practic acolo se schimbă meciul. Sunt câteva faze, că Buz reușește să scoată de câteva ori. Vine faza asta. Aici e un atac asupra lui Dugan, zici, ce e la faza asta viu? Așa când vezi dinamica acțiunii, zici, da, e penalti 100%, dar am niște semne de întrebare, pentru că văd jucătorul Chindiei, parcă se întoarce cu spatele de el, are... Impactul destul de... Am vorbit mai devreme despre modul în care se aruncă Aganovic, târziu. Dugan zice și aici, uitați-vă, deci Dugan zice, cu corpul, își trage piciorul jucătorul, care se aruncă. Jucătorul celor de la Chindia se întoarce puțin lateral cu corpul, cu bazinul și intră în piciorul lui Dugan. Acum, bun, așa este destul de puternic impact, dar... Da, totuși, și accentuează și Dugan, da. Accentuează după impact acea lovire. Nu știu ce să spun. Dacă s-ar fi dus, poate cu talpa... Poate era clar, așa. Eu am semne de întrebare vis-a-vis de acest penalti. După care, iată, cum ai spus, o accentuează pur și simplu, după aia se înșurubează. Uite, târziu se aruncă, adică este ca Aganovici ce face. Și nu, dar, într-adevăr, tu ai dreptate, adică e clar că ai dreptate. El sunt, deci, jucătorul Lăchindia se și... Deci, se întoarce. Se întoarce. Cum bazinul lovește. Se întinde piciorul, totuși. Se întinde piciorul, dar nu lovește în piciorul. Dar nu lovește. El se ferește la un moment dat. Dugan zici, îl lovește pe el în șur. Când pendulează, să lovească balonul. Dugan Gigi, normal, din dinamică te duci și lovești pe jucătorul ceva de la Chindia. Uite, ne mai uităm o dată. Deci se duce cu piciorul, ok, se duce cu piciorul, dar nu cu piciorul ăla, nu lovește Corinus cu piciorul. Oricum, e un penalti ciudat, din punctul meu de vedere, acordat. Și, da, nu... Radu. Da, nu sunt de acord. Adică sunt de acord cu... Nu sunt de acord cu decizia arbitrului, este total greșită, după părerea mea. Eu sunt convins că a greșit și prea ușor este influențat de căderea teatrală, nu știu cum să zic, a lui, adică calea teatrului, Dugan zicea, Dugan să se uite, care este unul care se aruncă. Dugan zice, se uite unde pleacă mingea, după care se aruncă. Uitați-vă un pic, să vedeți. Dacă mai am vorbit și de Aganovic. După aia se aruncă, exact. O să mai vedem o dată. Uitați-vă ce face Dugan zice după contact. Că întâi se uită să vadă unde se duce mingea și după aia se aruncă. Aici se vede. Asta e un element foarte... Asta este simulare. Și mi se pare că hai să fim serioși. Oricum, nu vreau să nu dau, să nu dăm meritele Rapid, care e adevărat, a avut mai multe ocazii, dar nu pot să deschizi scorul printr-o fază foarte discutabilă, de fapt discutabilă, aproape inexistentă, dintr-un penalti. Să mă întorc un pic sincer, la sexy cu Aganovic. Da. Eu m-am exprimat pentru penalti, dar după ce am văzut acum faza mult mai bine, într-adevăr e foarte ușor. Foarte ușor. Foarte ușor, da, acel penalti. Tu ai observat bine, foarte, costa. foarte ușor. Nu știu dacă se impunea penalti și dar aici? Nu, am spus. E din cred aceeași categorie. Nu cred. Pare. Nu văd să fie penalti. Adică, practic, jucătorul cel de Chindia intră... Poate fi și un fault în atac. Nu știu. Exact, poate mai mult degrabă un fault în atac. Și eu m-am uitat la asta. El se ferește, că își dă seama că deja este un pic în întârziere, da, în acel contact cu Dugandic, sau să blocheze acea minge. El vrea să blocheze mingea, dar... Nu, dar nu lovește cu nimic. Și jucătorul lui Chindia pur și simplu rămâne... E acolo. Adică nu e cu talpa. În mod normal e fault dacă te duci cu talpa. Nu? E fault. Trebuie să ne explicăm specialist ce înseamnă această intrare. Știu, când intri cu șoldul sau cu bazinul. Mă rog. Pe bune. Uitați-vă. Un pic ridică, dar nu ajunge aici. Parcă... Giugandici lovește corpul jucătorului. Dugan zici, mai degrabă dă în adversar.
Dar nu știu unde este arbitru. Arbitru se atinge, nu, apucă să atingă Duganjici înainte mingea. Cred că, da, e ciudat oricum. Nu, dar un element, are dreptate Costi. Eu acum am văzut și acum... Deci Duganjici vede la un moment dat să uită după minge unde se duce mingea. Mult, foarte mult, urmărește. Cade pe sigur. Duganjici vrea să joace mingea, nu departe ideea de a avea intenție da, să, dar să, simte contactul. Să nu o joace, dar simte, el atinge înainte de impact. Deci el are timp, are dar el atinge înainte de impact mingea, nu știu cum a judecat. Prima lui preocupare este să se uite după mingea. Și aș fi curios să ne lumineze un specialist, pentru că Duganjici joacă și atinge mingea înainte de impactul da. Cu jucătorul lui da, Chindia. Da, da. Complicat oricum. Voi ați fi dat penalti? Foarte ușor s-a dat. Eu nu l-aș fi dat, sincer. Tu nu l-ai fi dat. Nu, da, sincer, nici nu respectul, a intervenit Varu. Păi, ciudat și aici. Ar fi trebuit să intervină, să se analizeze această fază din punctul meu de vedere. Pentru că e o fază dubioasă. Da. Deci nu poți așa... Du-te, uite-te. Poți greși. Vizează. Poți să dai un penalti și să nu fie penalti. Nu? Dar da. De ce dai VAR atunci? Să te ajute, să te lumineze, să îți spună ceva. Nici nu s-a analizat. Bun. Da. O să mai discutăm despre faza asta. După aia, imediat, rapid, dă golul de 2-0 din... De fapt, e un autogol. Un autogol, sigur că da. Dar meciul se... Aici, se practic... Meciul aici se joacă. Meciul se joacă, sigur că da. Pentru că nu era simplu să le dai totuși gol. E adevărat, au avut o dominare... mai ales pe partea stângă. Costache într-adevăr a făcut în episodul a un de meci de fotbal. Schimbările au fost foarte schimbările în cei doi care au intrat evident, și era inevitabil această dominare. Probabil i-ar fi bătut, dar nu așa. Nu așa. Mm-hmm. Nu așa. Deci așa când am văzut prima dată s-a dus cu talpa, da, a pus talpa. Da, dar nu lovește cu talpa, niciun caz nu lovește cu talpa. Nu, este se întoarce un pic cu șoldul, nu știu ce e acolo, un fel de coapsă, nu știu, bă, nu se vede foarte bine. Dar poate nu, se judecă fault, intrarea aia cu bazinul în piciorul adversarului, dar poate fi considerată fault. Adică Duganjici apucă să tragă. Ok, după aia atinge mingea înainte și după aceea fundașul... Că de-aia se și uită, el întâi se uită, el e foarte preocupat să vadă unde pleacă șutul lui. Asta e prima lui preocupare. Așa, te șurubești, te arunci așa la da, bine, pe după jos. Aia, după aia simte contactul și își dă seama simte că ar putea contact. Să scoată ceva, probabil, din fază. Da, el are asemenea momente în care uite, cade... Mai uită odată, uite, se uită și după aia... Și după aia se mai ridică și piciorul, m-a rupt coapsa, hai pe bune, deci... Să fim foarte atenți la asemenea lucruri. Nu e chiar așa fair play. Vă vorbim mea din partea multor jucători. Prea ușor se aruncă jucătorii români. Prea ușor arbitrii cad în această cap. Hai mă, pe bună, viu. Asta e croat. Hai, în sfârșit, da, croat, da, croat, croat. Da, da, știu, dar în general, în campionatul nostru, știu, da. Asta nu înseamnă că e un mare jucător, l-am lăudat aici, dar... Am, repet, da. Bun, o să vedem și faza golului 2, golul autogolului lui Boldor. La scurt timp după, meciul practic e închis. Cu o pasă în spatele apărării, centrare în fața porții, nu e offside nicăieri. Foarte repede, foarte ușor marcat golul ăsta. O pleacă bine aici. Foarte bine. Jucător rapidist în spatele fundașului dreapta. La Târgoviște, mingea bună dozată dată de către Morai și acolo Costache. Costache. Da, foarte, o minge bună jucată în profunzime de către Junior Morai și acolo pentru Costache. Centrare în fața porții, prins dezechilibrat, normal, dar trebuie să taie traiectoria mingii Boldor, dar ajunge un pic târziu și o deviază în poartă. Bun, o să mai vedem fazele, faza eliminării o să vedem, faulturile făcute de Căpușă, pentru că practic Căpușă își lasă echipa, cum și-a mai lăsat echipa cu un om în minus, la un Chindia rapid de data asta, 2-2 acum ceva timp. Un meci în care iată. Deci tu ai cartonaș galben și faci faultul ăsta. Și unde îl faci? Și unde îl faci? Îl faci într-o zonă laterală, îl faci undeva aproape de mijlocul terenului. Da. O zonă în care nu se impune să faci fault. Mai
De ce trebuie să, dar ce vrea bagi să facă el? Piciorul acolo, să-i pui piedică lui Moraes? Pentru ce? Ca să ia al doilea galben și automat roșu, să te duci la vestiare, să lași echipa în inferioritate numerică? O stupiditate făcută. Hai să-l auzim și pe Dugan, zici. Ok, we have like 2 weeks a little bit hard because we lost with Craiova and we am avut două săptămâni mai grele, am pierdut și am avut un egal în ultimele două etape. Was first time in my career, so was hard of course, but for today I'm really happy. I'm really sunt happy fericit pentru astăzi, pentru ce s-a întâmplat astăzi, pentru victoria, pentru golul meu de azi, din nou. How was the și continuăm drumul nostru, ne continuăm drumul. Because it was like a pressure for you after you didn't score there. Tell me what was your feeling? Cum te-ai simțit azi? Nu marcase și la penalty cu Mioveni. When was penalty I had too much pain, but yeah, was little bit sorry, that's the reason that you have that. It's was little bit more pressure than normally because am avut un pic mai multă presiune decât în mod normal, că n-am marcat în la ultimul penalty, dar ok, am marcat, dar când am repetat am ratat. Mi-am păstrat mintea limpede, am avut încredere în mine. Hopefully I score. Și din fericire am marcat. Albu said to you before, ce ți-a spus Albu înainte de penalty? Nothing, he was screaming penalty. Nu, doar țipa penalty. Eu n-am văzut că eram pe gazon întins. You shoot in Romanian. Mi-a zis că like tragi tu, în românește mi-a zis. M-am ridicat și am luat mingea, toată lumea mi-a dat mingea. Ce s-a întâmplat cu Corinus la penalty? Înainte. A fost o centrare din stânga, am ajuns primul, am lovit mingea, el a venit mai târziu și m-a lovit direct în picior. Cred că a fost un penalty clar, asta e tot ce pot să spun. Am fost lovit destul de tare la picior. I was very close to the ball, but I felt that they pushed me for the shirt, so I go down. I don't know. But you didn't throw yourself on the back, yeah? I don't know how it was. I just felt. You made a move like staying on the back a little bit. Because he pulled me in the back. Yeah. Povestește că a fost tras de tricou. He pulled me in the back, and I felt the contact. I was thinking that maybe referee will give penalty because it was a very good cross from Junior. A fost o centrare bună a lui Junior, dar poate că arbitrul n-a considerat că am fost tras foarte clar de tricou. Sunteți pe locul 3 acum, cum vedeți lupta pentru titlu? We take first objective to reach the playoffs, but we need to take the points, of course. After last 2 weeks, we take 1 point. În ultimele săptămâni am câștigat un singur punct. Era important să câștigăm punctele astăzi. Ok, mergem în playoff, dar avem nevoie de puncte. Much possible points. Trebuie să adunăm cât mai multe puncte și o să vedem ce se va întâmpla în playoff. Thank you very much. Da, are și gheață pe picior, Radu. Da, nu știu, asta... Nu, impactul a fost acolo, este, că vine cu corp, da, dar... Nu are gheață, bine, poate să pui și după aceea. Sunt contuzii pe care le poți lua în timpul meciului. Nu. Oricum, nu mă convinge, cu tot respectul, nu vreau să intru într-o polemică inutilă, dar nu mă convinge acest penalti. Prea ușor s-a dat. Prea ușor s-a dat. Bun, luăm o scurtă pauză. Când revenim, o să vedem și reacțiile celor doi antrenori, să vedem cum explică deciziile din acest meci, Mutu, schimbările, ce spune antrenorul Chindiei despre arbitraj. O să vedem totul după o scurtă pauză. Da, ne-am întors în direct și discutăm despre Rapid Chindia 2-0. Ce a fost în mintea lui Căpuș acolo, totuși? Nu știu, mi s-a părut la... acolo la... Nu știu, trebuie să-l întrebăm pe el, mi-ar place să știu. Și asta să-i fie învățătură de minte, trebuie să înveți din asemenea lucruri, pentru că ești încă tânăr și nu poți să lași echipa în 10 oameni, totuși în care puteai obține oricum, nu știu, puteai obține un rezultat pozitiv în sfârșit. Dar e lipsă de responsabilitate. Trebuie să fii mult mai... Ai 24 de ani, totuși. De altfel își ai siguranța că lovești... Oare avea siguranța că va lovi primul mingea? Faultul pare unul? Nu, siguranță. El vrea aici clar să... Să-l împiedice pe Junior Moraes. Pe Junior Moraes să plece, dar... Nu se impune acest lucru. Total aiurea. Face o mare gafă.
Deci o decizie foarte proastă din partea lui. Bun. Și hai să... pe fondul unui joc bun din partea lui, că era echilibrat. Oricum era 10 la 10, se joacă, e echilibrat. Nu lași echipa în inferioritate numerică. Hai să vă arăt o fază, pentru că Rapid e Mutu e nevoit să schimbe repede, îl folosește pe Ciobanu în această seară, însă deci asta e nevoie să-l scoată pe Ciobanu. E o fază antologică, deci în Ciobanu care, aici se vede lipsa de continuitate, faptul că nu joacă constant, plus că eu cred că și Ciobanu are anumite probleme cu kilogramele. Crezi că are o problemă da, cu eu cred, l-am văzut când am fost la ultimul meci în Giulești, cu cine am jucat acasă, cu Craiova. Da. Mi s-a părut destul de dolofonel așa. O să ne întoarcem, să mai vedem o dată faza. Da. Hai să mergem să-l auzim pe Iacob. Nu cred că au avut altceva cei de la Chindia. Mă bucur că am reușit să facem un joc bun. Lăsând la o parte cele trei puncte, a fost și un joc... frumos, care cred că ne-a adus cele trei puncte. Cât de mare era nevoie de victoria asta pentru că începuse să scârție un pic treaba, poate nu neapărat ca joc, ci ca număr de puncte. Pierduseră, apoi ați avut egalul. Da, într-adevăr, când ești la Rapid, toată lumea se așteaptă să câștigi fiecare meci. Dar în viața unei echipe se întâmplă să mai faci și egaluri, se întâmplă să mai faci și un joc bun și să nu câștigi, pentru că nu ai noroc sau nu intră mingea în poartă. Se întâmplă, dar contează cele trei puncte că le-am luat acum. A fost un meci cu presiune, pot spune dublă, pentru că toată lumea aștepta jucând acasă să facem un joc foarte bun. Spuneai tu că este o victorie meritată, însă v-a fost înlesnită munca și de faptul că a fost un jucător eliminat de la Chindia? Da, cu siguranță că ne-a ajutat chestia asta și sincer să fiu, și până atunci a jucasem bine, ne creasem ocazii, dar atunci când i-au rămas în 10 oameni s-au retras mult mai mult, am avut mult mai multe spații și având jucători de calitate în față, normal că au venit și golurile. Se simte așa în vestiar că mai e un pic și vine play-off-ul? Se la simte, nu știu, o atmosferă mult mai aprinsă în vestiar înainte de meciuri, după meciuri, după victorii, după... Nu. Nu se simte că e la ultima sută de metri, mai e un pic și gata. Da, suntem în play-off. Practic ne-am atins obiectivul, dar noi vrem mai mult de la fiecare meci. Noi vrem să luăm cele trei puncte și, cum am zis, atâta timp cât vom obține foarte multe puncte și vom ajunge în play-off cu un număr mai mare sau pe un loc mai bun în clasament, cu siguranță vom accede play-off-ul cu altă încredere. Cum ți se pare? Fosta ta echipă nu pierduse până acum în 2023. Am văzut că la final ai fost să te salut și cu ei, cum e normal că ai jucat atâta timp acolo. Da, sincer să fiu, sunt bucuros pentru ei, pentru că nu începuseră bine campionatul absolut deloc. Au reușit să înlănțuie multe victorii, multe egaluri. Chiar în 2023 nu pierduseră, nu? Dacă da, da. N-au pierdut. Le îi felicit. Pot spune că mă bucur că au pierdut cu noi și le urez baftă în continuare. Lui Căpuș îi transmis ceva, a fost prietenul tău. Nu, deocamdată nu, îl las pentru că știu că e supărat. Cu siguranță voi vorbi cu el la telefon mâine, dar în seara asta îl las, e normal. Mulțumim tare mult! Seara bună! Da, o să-l sune pe prietenul Căpuș, fostului prieten. Da, vorbeam de... Da. De Ciobanu. Poate mai vedem o dată faza cu Ciobanu care bate un corner în minutul 7. Bate un corner, alunecă și solicită schimbare. S-a rupt, a făcut o întindere acolo. Deci așa sunt consecințele a faptului că nu joacă constant, nu are continuitate. Spuneam Adinau m-am și vis-a-vis ceva. Totuși arată, da, m-am rupt acolo, da, înainte, adică, înainte, da. La o fază. Mă rog. Da. Deja avea o problemă, totuși aici, când te accidentezi. Aici, da, uite, aici. Este ce minutul, cât minutul... Asta a fost mai devreme faza, asta... Bun, minutul 8, practic, da. L-a schimbat. Da. E în debutul jocului, înseamnă că e o problemă la nivel de încălzire, nu te-ai încălzit suficient de bine, nu știu, ok, e o situație destul de dificilă. Uite, aici aș întinde totuși foarte tare. Te întinzi, dar dacă ești încălzit bine, da, nu faci întindere în minutul 2 sau minutul 3. El aici simte durere clară. Pe fond de oboseală, niciun caz nu o faci acum întinderea, în minutul 2 sau cât. Hai să mergem în Giulești să-l ascultăm pe Mutu.
cum vine acest succes după o săptămână așa poate un pic mai grea? Bună seara, nu, o săptămână plină de frustrare după meciul la Mioveni, în care meritam cu siguranță să câștigăm. Cum spuneam, am avut lipsa de precizie și ghinionul au făcut să nu câștigăm acel meci, să plecăm doar cu un punct de acolo. Dar când am revenit, am jucat bine, fie ca să am dominat meciul, am jucat pe atac, am încercat să încă din primul minut să câștigăm acest meci, cred că s-a văzut. Mă bucur că am reușit până la urmă, mă bucur pentru Marco că s-a nu deblocat, dar și a revenit la ce era obișnuit să facă, la goluri, deci cred că a fost o seară reușită. O echipă care s-a apără bine și ați văzut, au și forță în atac, exact ce vă spuneam, și Cooper și Popa. Sunt jucători care nu renunță niciodată, sunt jucători puternici, sunt jucători chiar periculoși pe contraatac, dar seara asta am reușit să-i blocăm. Cred că până în minutul 85 sau 88, cred că a fost la șutul acela lui Popa, pe interpretare greșită, cred eu, a apărătorilor noștri, nu au avut niciun șut pe poartă, nu au nicio ocazie. Dar, deci, la urmă, un meci reușit, ne bucurăm de cele 3 puncte, mergem la Botoșani, acum jucăm dintre 3 zile și ne așteaptă din nou un meci care păcar. M-aș întoarce un pic în spate până să ajungem la fazele de gol. Spune-ne un pic ce e cu Andrei Ciobanu. Ce e cu el? Da, simțit o înțepătură la coastă, sperăm să nu fie ruptură, așa cum pare, dar îmi pare rău pentru el că era momentul lui să joace în titular, s-a antrenat foarte bine săptămâna asta și chiar merita mai mult decât i-a oferit fotbalul în seara asta. Dar asta e viața, trebuie să fie puternic, să meargă înainte și să și l-așteptăm să se întoarcă, o să fie bine. Le-ați oferit unor jucători șansa în meciul acesta, pentru că spuneați că aveți nevoie de prospețime. Cum s-au mișcat oamenii pe care i-ați pus în primul 11? Bine, s-au mișcat bine. În primul rând m-am uit la raportul lor care l-aduc în cadrul grupului pe durata meciului. Eu cred că au făcut-o bine. Se vedea că au poftă de joc. Mă bucur că n-a ieșit. Am avut ocazii multe și chiar și în prima repriză. Mă bucur că s-a întors Jason. Da, cum? Spune-ne un pic mai mult detaliat. Da. E un jucător care încet când o să-l avem la 100%, atunci va fi foarte frumos. Apropo de oamenii care au evoluat bine, Costache astăzi și omul meciului, practic, decisiv în cele două goluri, asta așteaptă Adrian Mutomare. În Vali, de multe ori, cred că la Rapid îi lipsește două goluri, sau golurile. În rest își face treaba bine și astăzi la fel, își pune calitățile în slujba echipei, în interesul echipei și asta e ce contează și de a-l face și aprecia față de fani. Și Sefer, cât a jucat bine, și Ionit a început foarte bine, dar, cum spuneam, suntem un grup în care avem multe posibilități acum să avem și pe Ogenda cât mai repede lângă noi și atunci va fi o concurență foarte mare în cadrul grupului. După meciul de la Mioveni, erați foarte supărat pe niște greșeli de arbitraj făcute acolo. Cum ați văzut fazele decise în acest meci? Și v-aș întreba de duelul dintre Ioniță și Duganzici din prima repriză. Cum și Duganzici? Ionița de la Chindia. Ah, da. Nu, că nu s-au acumulat și Chindia. Da, n-am eu am văzut tricoul lui Duganzici. Cum le-ați interpretat? Nu am văzut renorile, că să fiu sincer. Marco spunea că a fost tras, am văzut și eu tricoul desprins acum, nu știu cum l-a interpretat, dar ce să spun, cred că probabil există o presiune și pe arbitrică, mulți oameni au făcut o atmosferă în jurul Rapidului, că am fi favorizat și probabil e și o presiune în plus pe arbitri. Cât de importantă e victoria asta după două rezultate mai puțin favorabile și cum se vede așa ultima sută de metri până în play-off? Nu, cel mai important lucru sunt punctele, de aceea face ca această victorie să fie importantă din perspectiva asta a punctelor, pentru că atunci când vom intra în play-off sper să strângem cât mai multe puncte posibile, și anume 9, că mai sunt 3 meciuri și după aia vom vedea ce va fi. Mulțumim! Da, Mutu vorbind laudativ de Ciobanu, că s-a pregătit bine. Da, păi cred că nu-l băga el dacă nu-l simțea, nu-l vedea la antrenamente, normal. Vorbește despre o ruptură.
E teamă de ruptură, asta spune, nu întindere, ruptură. La... Ceva n-a fost în regulă la încălzire, din punctul meu de vedere, când tu deja faci întindere sau ruptură în minutul, nu știu cât a fost aici, 3-4, repede, repede, și în minutul 7 bați cornerul, după care cer schimbare. Deci e clar că nu te-ai încălzit bine, nu poți, nu e pe fond de oboseală, că una e să faci întindere sau ruptură în minutul 80 sau da. 88 pe fond de oboseală și alta e în debutul unui joc. Încălzirea, e o problemă acolo la încălzire. Mă rog, e clar. Da. Da, îmi pare rău pentru da, el, un moment neplăcut totuși. Da, ținea intra titular, ținea și el a fost titular, ținea să evolueze bine, să-și facă și el meciul, să contribuie oricum, să facă ceva pentru echipă. Îmi pare rău pentru că eu îl cunosc și îl știu pe acest puști, îl cunosc foarte bine, dar într-adevăr are dreptate și Vio aici, este lipsa de faptul că nu mai juca cu continuitate și probabil asta probabil și o nouă încălzire adecvată, bună. E adevărat, este un gest foarte, foarte ciudat acolo, acel contact cu jucătorul, nu știu cine e jucătorul de la Chindia. În sfârșit, îmi pare rău, dacă ruptura va sta cel puțin o lună. Cel el puțin. E clar, simte că e ceva super în neregulă. Deci plânge, dacă își crapă, da. Înseamnă că e ruptură musculară. Cel puțin două luni de zile. Bun, hai să vedem, ce spune și Petrea, Toni Petrea, antrenorul Chindiei, după această partidă. Bună seara, domnule Petrea. Prima înfrângere din 2023, care ar fi concluziile după acest meci? Am văzut foarte multă supărare. Da, bună seara. Normal că sunt supărat. În momentul în care cred eu că am făcut un meci bun, chiar și în 10 jucători de câmp, cred că în 10 oameni ne-am exprimat destul de bine. Cred că dacă nu intervenea acel cartonaș roșu, nu pierdeam în această seară. Asta este, trebuie să învățăm din lucrurile astea, să nu mai facem anumite greșeli. Și pe viitor să fim mai concentrați în anumite momente. În ciuda faptului că acum părinți destul de calm din vestiar, n-am putut să nu remarcăm că nu-i foarte departe, s-au auzit țipete acolo. Ce le-ați spus băieții? Țipete. Nu are sens să discut aici cu dumneavoastră ce le-am spus. Sunt lucruri care trebuie să rămână în vestiar, discutăm lucruri care se petrec în teren. Nu cred că are sens să discut aici. Ce v-a supărat în mod expres așa, în afară de anumite, eu știu, lucruri... M-au supărat foarte multe lucruri. Eu am avut un joc bun, încă o dată spun. Prima repriză, cred că puteam să marcăm vreo două goluri, dacă nu. Adversarul și-a creat doar câteva cornere, să spun. În rest, nu cred că au avut o situație clară de a marca. A intervenit acel moment psihologic, pot să-l numesc, al jocului cu eliminarea lui Căpușe. Repriza a doua, normal că ne-au presat un pic, susținut și de suporteri. Însă chiar și așa, chiar și cu un om în minus, cred că am dat o replică bună. Am avut câteva situații monumentale, cred, de a marca. Probabil că dacă marcam atunci la 2-0, 2-1, poate altfel se termina acest joc. Și de asta sunt un pic sunt și le-am transmis și lor că sunt un pic dezamăgit, pentru că au făcut efort, au alergat, au jucat, după părerea mea, destul de bine, însă ne vedem învinși și nu cred că meritam. L-am auzit mai devreme pe Căpușă spunând că a fost avertizat de arbitru încă dinaintea meciului să fie atent. Cu toate acestea, a luat două galbene în 13 minute. De cine a fost avertizat? De către arbitru. Pe ce trebuia arbitru înainte de meci să-i spună chestia asta? Nu înțeleg. Da. N-am așa vorbit, nu știu. Nu, Andrei Chivulete i-ar fi spus înainte să aibă grijă. În mod special lui. Da, așa ne-a spus el. Întrebați-i pe domnul Chivulete, ce să spun, nu știu. M-aș întreba altfel. Cum gândește un jucător în momentul în care a luat galben, a fost avertizat și de arbitru înaintea meciului, cu toate acestea intră mai energic? S-a întâmplat la al doilea cartonaș galben din inerție, cred că s-a dus. Nu cred că a vrut să-l lovească sau să... Pur și simplu, a fost mai rapid Junior, cred că el a fost acolo la faultul ăla. Mi-a luat mingea, a dat-o pe lângă el, al doilea galben. Dar nu cred că a vrut să facă chestia asta. Se întâmplă. La fotbal se pot întâmpla momente de genul ăsta. De asta am spus că uneori le-am transmis lucrul ăsta să fim un pic mai atenți în momente cheie, care pot deveni momente cheie ale jocului. Și atât că s-a dovedit. Probabil nu chiar nu vreau să-l culpabilizez pe el, să zic că din cauza lui, nu există chestia asta. Dar poate e ceva de învățat. Din fiecare joc, și când câștigi și când pierzi, trebuie să înveți câte ceva. Asta e cel mai important. Asta le transmit după fiecare partidă și chiar după fiecare antrenament. Pentru că dacă nu tragem niște învățăminte, lucrurile nu au cum să progreseze. Vorobiova s-a accidentat. Cum e? Care e starea lui? Asta vă mai trebuia? Tot n-aveați disponibil. Nu știu ce să vă spun.
e ceva de domeniul științific fantastic. Mai erau 3 minute, mai zic că nu mai poate. Nu știu ce să zic. O să vedem mâine, o să facem o investigație amănunțită, dar când am văzut că merge pe picioare și, da, mă rog, nu știu, chiar nu știu ce să spun. Mi se pare că a cedat un pic cam ușor. Cred că trebuia să nu fac schimbare în minutul ăla, trebuia să mai jucăm 3-4 minute cât mai era din prima repriză, în 10 jucători de când, și în 10 și atunci era altfel, poate, cine știe. Mai aveam un timp de pauză de schimbare și n-am mai așa pierdut. Bine, repede meciul următor, câți oameni mai aveți disponibili? Pentru că da, din păcate asta, din păcate asta, poate asta e cea mai mare supărare a mea. Să nu o parte rezultatul în această seară, gândindu-mă la viitor, la meciul următor care e în 3 zile, marți, nici nu avem timp să ne culcăm prea bine, că trebuie să ne pregătim pentru meciul următor. Vedem. Mai avem lotul care îl avem la dispoziție, să vedem situația celor cu probleme medicale și să vedem pe cine putem recupera. Sper să alcătuim o formulă competitivă. Vă mulțumim. Mulțumesc și eu. Seara bună. Da, ne-am întors în direct. A vorbit Petrea despre declarația lui Căpușă, pe care o să o vedem și noi. O declarație a lui Căpușă despre o discuție pe care ar fi avut-o cu Chivulete, cu arbitrul Chivulete. O să vedem despre ce e vorba și apoi comentăm, pentru că pare o chestie importantă. Dacă un arbitru avertizează un jucător înainte de meci să aibă grijă la ceva anume, e interesant. Hai să vedem dacă putem vedea declarația lui Căpușă și ne întoarcem. Bună seara, înfrângere pentru voi astăzi în Giulești și a fost așa un meci destul de complicat pentru voi. Cum este pentru tine? Pentru că ai și luat acel cartonaș roșu. Cum ai trăit tu minutele acelea pe teren? Bună seara, în primul rând. M-am auzit mai devreme că cineva de la Digi sau a zis că a fost decis de către mine meciul, că altfel nu am fi pierdut. Vreau să-l corectez, a fost decis de către domnul Chivulete, pentru că este al doilea meci consecutiv când îmi dă două cartonașe galbene. Mai ales la meciul ăsta când a fost clar out pentru noi, s-a auzit, cred că a auzit și cel din afara stadionului. E frustrant pentru că primesc al doilea cartonaș dintr-un out de-al nostru și el înainte de meci îmi spune: ai grijă că pușă. La ce să mă aștept? Să stau cu frică că poate îmi dă galben sau roșu? Înaintea meciului mă avertizează: ai grijă că poate, cum mi-a zis el, ai grijă cum intri sau, adică mă avertizează înainte de meci, n-am intrat bine pe teren și deja îmi dai roșu? E frustrant, vă dați seama, logic. Poate te-a analizat și știe că de obicei... Păi nu, doar dânsul îmi spune chestia asta. E al doilea meci cu Rapid. Primul meci acasă, când am făcut 2-2, tot așa, mi-a dat al doilea cartonaș galben și s-au analizat peste tot și a spus că nu a fost galben, de al doilea galben. Acum aud clar al nostru, nu contest că nu au fost faulturi, au fost faulturi, dar noi acum am rămas 10 oameni și am plătit, am pierdut acest meci. Totuși, nu știu, poate trebuia și tu să te gândești un pic, aveai deja un cartonaș galben și poate să încerci să-ți înfrânezi cumva dorința de a prinde mingea până la urmă, că mă îndoiesc că ai vrut să dai în adversar, ai vrut să-l oprești. Vă dați seama că nu am vrut să-l lovesc. Da. Adică nu a fost intenția de a lua al doilea cartonaș galben, că doar nu vreau să-mi las echipa în inferioritate și să luăm bătaie sau... Nu, ți-am spus doar atitudinea de a veni mai agresiv spre minge, să te oprești. Da, v-am spus, nu contest, a fost, e vina mea, ok, am făcut acele faulturi, îmi asum că am făcut acele faulturi, dar înainte de faul al doilea cartonaș galben a fost clar out pentru noi și nu s-a dat, adică așa eu greșesc, ăla greșește, dar când greșesc arbitrii cine plătește? Tot fii atent că ești primul care a ieșit din vestiar și am auzit acolo mai multe țipete. Trebuie să te întreb cât de greu de digerat e această înfrângere. Până la urmă, e doar prima pentru voi în 2023. V-am spus, e frustrant pentru că am pierdut un meci în care puteam face mult mai mult, 11-11. Da, v-am spus, e vina mea, mi-asum, am luat două cartonașe galbene, dar v-am spus, nu e frustrant când iau al doilea cartonaș galben dintr-un nou de-al nostru. Asta nu pot să o diger, nu. Și când m-am
îmi spune înainte de meci, ai grijă. La ce să am grijă? De ce îmi spui fix mie? Zici că sunt un jucător agresiv. În atâtea meciuri am luat două cartonașe galbene, exceptând aceste două. Dar ai avut o discuție după ce ai primit cartonașul roșu, ce anume ți-a explicat? Nu mi-a explicat nimic. Mi-a spus doar că a fost cartonaș galben. V-am spus, faulturile au existat, nu contez lucrul ăsta, doar i-am spus că a fost out clar pentru noi și a auzit, cred că, toată lumea. Numai dânsul n-a auzit și e frustrant, mă repet. Am văzut mai mulți colegi de-ai tăi foarte nervoși și în timpul partidei. Ați simțit cumva că, așa, între ghilimele, arbitrul trage cu ei? Nu pot să... I-am văzut pe mai mulți colegi de-ai tăi care au... Era frustrarea, pentru că am rămas 10 oameni, se aleargă mult mai mult. Nu cred că am reproșat că arbitrat spre Rapid sau spre Chindia. Nu a fost lucrul ăsta, doar m-am legat de al doilea... strict de faza mea, pentru că știu cum a fost, știu, cred că, mai mulți oameni cum a fost, exact. Și... Sunt probleme la voi în acest moment, pentru că nu aveți unde să vă antrenați. Și v-aș întreba cum e pentru voi așa să pregătiți un meci cu Rapid și să aveți aceste probleme, să vă pregătiți pe un teren sintetic, să fie probleme medicale din cauza acestor antrenamente? Nu cred că pot să vorbesc eu legat de lucrul ăsta. Nu vreau să stric atmosfera, pentru că e o atmosferă bună, chiar dacă am pierdut. Și vreau să ne continuăm să ne gândim deja la următorul meci, pentru că marți jucăm. Dar nu contează și aceste lucruri și aceste detalii? Contează, dar cum am făcut-o până acum, o să facem și de acum încolo. Mulțumesc. Da, Căpușe ne spune un lucru. Chivulete l-a avertizat înainte de meci, ai grijă cu Mitri. Dacă e adevărat ce spune, evident, Căpușe, dacă declarațiile lui sunt veridice. Da. E în regulă sau nu ca un arbitru să avertizeze un jucător înainte de meci? Un jucător înainte de meci, normal, ai grijă ce faci. Nu mi s-a întâmplat, bine, nu am fost apărător, dar normal nu e normal să ca arbitru să spună înainte de meci unui apărător, vezi că fii atent, că nu, sincer nu. Acum depinde cum interpretează jucătorul. O chestie a fost, fii atent că totuși te urmăresc. Te urmăresc, dar în momentul, dar în care nu. Tu primești avertismentul ăsta de la arbitru, faci faulturi care este incredibil. Îi dea apă la moară arbitrului dacă el avea un plan, să spunem. Eu cred că... Bine, el susține că aici e aud, dar unde e aud? Eu nu înțeleg ce aud. Înainte, probabil, sau ce, care? O fi fost aud, dar una e una, alta e alta. Da. Ce treabă are autul ăla care... Bun, chiar dacă a fost pentru ei și nu s-a acordat, asta nu înseamnă că tu după aceea, știind că ai un galben, dacă știai că ai un galben, poate n-a știut că are un galben. Mai știi, nu știm dacă... Hai să vedem faza imediat. Nu știm dacă pe moment jucătorul procesează. Uite, asta e faza. Da, este faza, da, corect. Galben, clar. Te-ai dus cu piciorul sus. Da, din nou, primul, da. Da. E de galben ăsta primul? Vai, absolut. Este, nu? O decizie corectă, uitați-vă. Da, sunt așa, sus pe piciorul, genunchiului. Tu știi că ai galben, cam nu? Cam amândouă. Credeți că știu că are galben? Da, eu cred că aș știu. Mai ales dacă arbitru îți spune, eu cred că ți-e rămâne cap. Te poți aștepta la multe surprize. Pe moment, intensitatea jocului, creierul nu se oxigenează. Normal că te duci și dai cu piciorul după Moraeș doară ca să mai ai un galben și să-i roșu. Bun. Se poate greși. Da. Ok. Și aici, dar... intrare decisivă, de ce ataci totuși aici așa? Da, este... Asta este... Deja are, cred că, o problemă cu alunecările, pentru că am mai văzut la o acțiune a lui Costache în preajma careului propriu, când a băgat o alunecare de... trebuia să-i se aducă penseta. Da... Cineva se aducă penseta, mă rog. Fotbalul, o mai spun o dată, dar așa. Am spus atâtea ori, nu vreau să plictisesc telespectatorii, Pietro Menea, un mare atlet italian, proba de 800 de metri, din anii 80, spunea așa, apropo de fotbal, fotbalul este pentru oameni inteligenți, nu este ca atletismul, ca mine, ca să alergăm dintr-un punct în altul, ca niște cai, da, pur și simplu. Da. Fotbalul este făcut pentru oameni inteligenți. E bine, în cazul acesta, ce să vă zic? E lipsă de inteligență și de... Bine, el e foarte vexat, supărat, că i-a tras atenția... Să știi că sunt situații când un arbitru știe comportamentul unui jucător și ți atrage atenția
băi, ai grijă, nu, ai grijă nu te tu. Expune, da. E spre binele tău. Și mie mi s-a întâmplat. Mai erau arbitrii că știam că mai deschideam aripile de multe ori să protejez mingea și îmi spunea, Vio, ai grijă, astăzi cum deschizi bariera, coturile, da, da. Ai grijă să nu... Nu în timpul meciului. Nu în timpul meciului, înainte de joc, acum nu știu cum i-a spus lui. Înainte de joc. Să atragi atenție că te pune în gardă un pic, da, ca să... Da. Nu există discuția. Există discuția asta, știi, după aceea. Dar rămâne discuția legată de penaltii, mă rog, nu foarte vehementă, n-am auzit pe cei de la Chindia vorbind foarte mult. Da. Domnilor, mulțumesc mult pentru prezență în seara asta. Astea sunt transmisiunile de mâine, cap de afiș, FC Argeș, FCSB, dar sunt și meciuri din Spania, meciuri din Germania, meci din Turcia, meciuri de basket, meciuri din Liga, meci din Serie A, iată, foarte, foarte multe transmisiuni mâine pe programele Prima Sport. Mulțumesc încă o dată, Florin, Vio, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem în seară înainte și după FC Argeș, FCSB. Noapte bună, toate bune!